Buona sera, fine quando si lavora con un esercizio di maggioranza. Accendia. Poi mi piace, no? Se da sì, non è informato, c'è le parate. Ah, beh, c'è le parate. Condiția fiind, dacă C plus 1. Deci cine este ABCD? Da. Cine este? Dacă. Da. Și se dă. Asta încă C plus 1 ori B, barat. C plus 1 ori B. Barat. Se poate și așa? Adică eu înțeleg așa. E vorba de un număr format din două cifre. Da. Nu e mulțit cu D. Când ai pus barat, dar nu se știe. Un număr format cu fi. Dar ce plus 1 poate să fie de C egal cu 9? Și ce plus 1 este o cifră. E cifră și atunci păi este cifră și dacă ce este egal cu 9? Nu, 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 nu se poate să ajungă. Ce plus 1 poate să fie, ce poate să fie 8 cel mult. Așteptați un pic. Deci C plus 1 ori D barat, D barat, așa, e egal cu 5 ori A pe lângă B minus 1 barat. A pe lângă Nu, fără paranteza aia din față. A pe lângă acum. A pe lângă. B minus 1, barat. A, așa, așa, da. N-am mai gândit barat cu C plus 1 și de aceea... Știți ce înțeleg, profesor? Până la sunt două numere care mulțite de alt număr. Deci, nu două numere mulțite. Aici este un număr de două cifre, egal cu un alt număr din două cifre, dar mulțit și cu 5 asta. Și oare dă din 4 cifre? Dar nu, 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 nu. Asta e singura condiție, da? A, da, asta e singura. Deci A, B, A, B, din analiza asta, noi trebuie să găsim A, B, C și D. Ia, prima observație. Înseamnă că A, B, minus 1 trebuie să fie mai mult decât 19. Deci A, B, minus 1, de ce mai mic decât 19? Pentru că deja 5, dacă ar fi fost 20, 5 ori 20 de 100. Și depășește posibilitatea de expandere aici. Și A, B, minus 1 trebuie să fie mai mic decât 20. A pe lângă B, minus 1. Nu A pe lângă, spunem așa. Numărul ăsta, A, B, minus 1. A, B, minus 1, da. Numărul ăsta, A, B, minus 1, trebuie să fie mai mic, strict, decât 20, ai spus, da? Adică mai mic egal decât 19. Și alte observații? Și că ce? C plus 1 de ori de trebuie să fie egal cu 5. Hai să ne calizăm aici, că mie îmi place foarte tare la ce ai văzut aici. Așa observație este foarte puternică. Din această analiză, numărul ăsta de două cifre este până în 19. 19 nu poate să fie. 19 nu poate să fie pentru că ar fi egal cu 10. Vedeți, pentru că se dă fie B minus 1 trebuie să fie 9 și B ar fi egal cu 10. Da. Deci trebuie să fie mai mic. Au cât trebuie să fie obligatoriu? Au poate să fie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oare poate să fie? 1. Mai 1. 1. Tocmai ce ai zis. 1. A, numai 1 este. A poate să fie 1. Da? Și deci, la cuvântul aici are egal cu 1. B poate să fie de la 1 în sus. De la 1 până la 8. Inclusiv 1 și 8. B poate să fie de la 1 până la 8. 1 la 8, corect. B aparține mulțimii 1, 2, până la 8. Că e strict mai mic decât 19. Și acum trebuie să scriem toate numerele. Care ar fi numerele, variante greșite? Dar trebuie să fie diferite. 10, 11, 12. 10 nu există. De ce? Pentru că 0 minus 1. Vreau să spun B-ul, dacă B-ul e 1, 1 minus 1 face 0 și A, 1, 10, dar de minci, 10 mai mici decât 19, da? Da. Deci aș avea, aș avea... A, B minus 1. Deci aș avea despre A și B... câteva informații despre A și B. Dar trebuie să spuneți mai mic sau egal cu 18. Mai mic egal decât... Mai mic egal. De ce nu poate să fie 19? 19 trebuie să fie cu 10 minus 1. Dar dacă la B l-am pus 8... Dacă 9. B este 8, nu ar merge. Nu, 9 minus 1 merge 8. Deci, da. De ce nu merge... Nu ar merge ca B minus 1 să fie 9, deoarece B ar fi egal cu 10. De ce? Deci pot să fie și 9. Ba nu. Atunci spune un script mai mic.
Dacă vreți mai cu 18 așa rea. Da. Bun. Și atunci deci vrea și vrea informații. Și nu puteți scrie numele de formații. Hai să uităm și în pasă de scrie toate. În clipa asta ne putem duce aici și căpătăm informația că cel plus 1, cel plus 1 de numărul ăsta este egal cu 5 ori 11, nu? Dacă avem unul B1, 5 ori 11. Ori 10. Deci dacă de 1, dacă de 1, da, 5 ori 10. Oprim casa, când A este 1 și B egal cu 1. Și atunci am clar că C plus 1 ori B este egal cu 50, da? De aici înseamnă că B egal cu 0 și C este 4. Corect. C egal cu 4. Și atunci numărul ar fi, de fapt, ABCD. Și numărul ABCD ar fi 1, 1, 4, 0. 4, 0. Primul. Haideți mai bun. Apoi, C plus 1. A egal cu 1. Dacă A și B egal cu 2. B egal cu 2. Atunci, C plus 1 ori D. C plus 1 D. Numărul acesta. A plus 1 D. Este egal cu 5. Da, 55, adică D este egal cu 5 și C este egal cu 4. 4, da. Și numărul ar fi? Și numărul ar fi? Și numărul ar fi 100. Spune-te că văd mai după să nu? Hai, da. Da. 1, 1 2, 2, 4, 5. 4, 5. Deci avem 8 numere. Așa să avem ceva numere. A egal cu 1, B egal cu 3. A egal cu 1, B egal cu 3. Și atunci am avea... Ce plus 1 de... Dar cine știu la asta? Egal cu... Este egal cu... 5 ori? 5 ori 12. 12. 60. Adică vom avea în condițiile astea D egal 0. Nu? Este egal cu 0 și 5. Ce egal cu 5? Și numărul a să fie... Cât? Numărul o să fie 1350. 50. Uite, ce ui 5. Da. 50. Da. Și mergi mai departe. A, tot cu 1 rămâne. B egal cu 4. Și atunci, C plus 1 de va fi egal cu... A, va fi egal cu 5 ori 13. 35. Și apare 5. D este egal cu 5 și C este egal cu 5 și numărul să fie egal cu... C egal cu 5. Tot 5? Da, ca să rămân la 6, da, 5. Și numărul să fie 1000... Da, și puteți continua aici, tu stai. Practic, încearcă ăsta de ieșițiu. Haideți să vedem care... Unde a fost cheia? Dar pentru că dacă vă dați seama, puteți să le scriem fără să mai scriem astea. Pentru că sunt din 5 în 5. Da, 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 deci asta rămâne... O să fie 1460, 1460... Deci, care a fost cheia? Davide, unde crezi că s-a deșurbat ești? Acolo, un amic de viitor. Întâi trebuie să înțelegem asta. C plus 1 de... Da, și vara, n-am mai întâlnit. N-am întâlnit, da. C plus 1 de înseamnă număr din două cifre. Mm-hmm. Asta e o cifră și de o cifră. Mm-hmm. La fel de încoace, aici 5 ore. Da. Și aici e ca 5 ore să facă un... Da. Număr de două cifre, am avut repede observația ca pe lângă de minus 1, trebuie să fie mai mic decât 18 în final. Și dacă ne dăm seama acum, numai o să fie 1100... Nu mai este problema, de acum înainte e problema. Da. Adică Iisus continuă. De data ce ai prins observația că A este 1 și B are variante de 2... Pune-i tu repede, toate, uităm a ta. Păi da, trebuie să fie din 5 în 5 așa, și trebuie să fie, da, următorul ar fi așa. Găsim toate numerele de forma AB. Deci găsim toate numerele de forma AB. Parat. Știind că AB plus BA e egal pătrat perfect. Așa, adică AB plus BA e egal pătrat perfect. Și AB minus BA e egal cu B perfect. Amândouă să fie condițiile, da? Da. Și AB minus B egal cu... Perfect. Perfect. Cine este... care este numărul AB din două cifre care se transformă în condiția asta?
Păi rest, nu-i nimeni. Păi nimeni, nu-i ieșit. Ce-mi ce? Și ce-mi face față exercițiile? Păi mai întâi putem să scriem pe aia. Să dăm bază 10? Sigur că exprimăm în bază 10. Deci A, B, B, A, 10, A, plus B, plus 10, B, plus A este egal în la 2. Adică 11 e la 2. E la 2. Ai zis 1 la 2, da? Am înțeles. 11 plus 11 e egal cu 1 la 2. Deci 11 pe lângă A plus B. Deci 11 pe lângă A plus B. E la 1. Ce e pătrat perfect ăsta A? Adică A plus B e la 12. Sigur că da. Deci rezultă că A plus B trebuie să fie 11, da, decima. Deci de ce rezultă că A plus B e egal cu 11 pătrat. Poate variante, nu? Sigur că da. Dar pentru asta, trebuie simultan. Păi mai așteaptă. Avem 7 minute. Da, 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 așteaptă. Să mă crești și pe asta. Cum o să fie acolo? Adică să fie... 10 a fost să spunem. 10 a plus 9 pe lângă a plus B. 10 a plus B. 10 a plus B. 10 b. Minus 10 b. Minus a. Egal cu lucrăm. Și 10 a minus un a face 9 a. Minus 9. Minus 9 b. Egal cu 9 pe lângă a minus b. Și egal cu perfect. M la a treia. Egal cu m la a treia. A minus B este egal cu... 81? Da, pe 9. Dar se poate? Pe la 9. Se poate. Atunci? 9 la 3, tot 9 la 3. Nu, dar, bun, 9 la 3, dar nu pot eu obține 9 la 2 din A minus B. Dar nu se poate, adică nu... A poate să fie... Nu, că e de două cifre. Au e cifră până 9. Da, și e ciudat. Hai că... E ciudat, dar dacă nu suntem atenți, e foarte ciudat. Că, păi da, A minus B trebuie să dea 81. A minus B nu trebuie să dea 81. Păi ba da! Adică 9 la 2 pe 9. 9 la 3 a trebuit să dea. Nu, păi da, 9 la 2 ori 9, nu, nu, nu. Asta e chestia. Deci 9 la 2 a trebuit să dea. Da, da, da. Și 9 ăsta nu are și o șansă. Bă, a 3 a sărat și tăi totuși. Asta. Asta. Chiar nu am descrivă 3 la 2 a trebuit la A minus B. Și ca să facă 3 la A 3 a, înseamnă că A minus B trebuie să fie egal cu 3. Ai înțeles? Adică ai 6 și B e 3. Păi dar nu simultan e 2. Deci avem cele două condiții. Condițiile sunt A plus B. A plus B este egal cu 11. Și A minus B este egal cu 3. Simultan cu A. Așa zis autorul, simultan. A trebuie să fie mai mare de 3. 2A e egal cu 14, A e egal cu 7, și B cât este? B e egal cu 5. B e egal cu 5, 4. Și cu asta am terminat. Nu mai vede forma care sunt 74. 74, 7. 74, 7. Ăsta e numărul tău, da. Nu, că au 7, 7. 74. Ei zic și invers? Și 47? Nu cred că 47 minus 74 nu se poate. Ai 4, că ai 7 copii. Nu știu. Aici e A plus B. Da, dar A minus B. A e 7. Deci A este 7, bun. Păi dacă nu știe, deci nu are 7. Ce mi-e bun? Trebuie să fie A, B, minus B, A. Deci, păi, dar și noi de la A, B, minus B, A, la A, l-am transformat pe 9 ca fiind 3 la a doua. Uite, uite, și da, și A, B, înseamnă 74. 74 minus 47. Da, asta vreau să zic. Pe cum n-are rost? Păi, adică, A, B, minus 47. Acum am dat seama să discut ceva. Am încurcat. Egal cu 25. Da, m-am încurcat. Deci 74 minus 4, 7, dăm un cub. Când ne trebuie să dăm un cub? Nu știu, cât trebuie. Cât de la asta ați că 27. 27. 27 e cub. Da. 3 la 2.
3 la 3. 3 la 3, asta. Bun, mai are două, ca să terminăm. Găsi toate numele din formă ABC. Păi da. ABC. Cu proprietatea ABC minus CBA. ABC minus CBA. CBA. Să fie egal cu AB plus BC plus CA. B plus BC plus, plus CA. CA. Pot eu? În baza de ce? Adică? Practic, dați să am schimbat de ce. O să fie 100A, 100A plus C, plus C, plus C, minus... Deci, 100, 100A, A plus DCB plus C, plus DCB plus C, minus 100C, minus 100C, minus DCB minus A. Minus A, și o să fie egal cu 99A. Sigur? Da. De ce 99A? Pentru că eu stau minus A. 10A. E 10A. E 11A. Nu, 11A. A, ia o grădare. Ne-a crustăm. Da. Ne-a crustăm, vrei să o facem. Hai să scrim egalitatea. Și cu ea, echivalentă, echivalentă. 11A cu 11A plus 11B plus 11C. 11 pentru că A plus B plus C. Da. De acord? Da. Perfect. Și acum echivalent o transcriem. 99. 99A plus 10B cu minus 10B, cu minus 10B, și minus plus 99C. Minus. Minus 99C. E slab, mai puternic. Este egal cu 11 pe lângă A plus B plus C. Egal cu? 11 pe lângă A plus C. 11 pe lângă A plus B. Plus ce? Nu, îmi dăm prin 99 față cu 99 A minus C, care ce este egal cu 11 A, B, C, A, plus B, C, C. Împărțită de 11, o să fie 9 A minus 9 C. 9 pe lângă A minus C. 9 pe lângă A minus C, este egal cu A plus B plus C. Putem să adunăm A și C? Nu putem să adunăm, am putea să adunăm și B egal cu 9, să treacă pe figurul membru, zic ei. Am putea să, adică să scădem 9A minus 9C și scădem A. Cum poți să-l scazi? 9A minus 1A. Poți să-l adun, poți să-l adun vrei. Da, să-l adun la B membru, da? Dar nu poți să-l adun pe A, să-l adun pe C. Să-l adun pe 9C. Nu putem. Pe un? Să-l nou pe un C. Un singur ce vrei să adun, da? Nu, toți din nou. Dar desfacem paranteză. Hai să desfacem un termen. Da, da? Așa. Deci vine 9A minus 9C egal cu A plus B plus C. Echivalent. Putem să adunăm un 9C. Scădem un A. Tu vrei să adunăm un 9C în anii membri, da? Hai să scădem un C. Hai să scădem un C, da? Și atunci ce vine? 9A minus 2C. Și scădem și un A. 8A. Da, îmi da? Da. Da. Și adunăm un C. Este deci 8A minus 8C. Minus 10C. Atunci, hai să facem ca să înțelegi. Da, bine, să adunăm 9C. Scădem. Așa, deci da. Dar ia, 9, un A, A scădem din egalitatea asta, ești de acord? Da? Și ce este? 8A? Și vine 8A. Da. Adunăm în ambii membri pe 9C. Cum ai zis tu? Dar de ce ne adunăm și nu scădem un C, cum a zis dumneavoastră? Dacă scădem un C, facem minus 10C și voi nu înțelegeți bine ce? Încă aici. Adunăm 9C în ambii membri și atunci va fi 10C în partea asta. Ai văzut că de ce e 10? Deci vine 8A egal cu B plus 10C. Ce? 8A egal cu B plus 10C. Condiția pe care am transcris-o de aici, dată de autor, asta ar fi. Bine, dar deci... Și ce sunt... Și cum am stat cu nimic? Ba da, 10C plus B, ce înseamnă? A, poate să, A este egal cu 1. Ce înseamnă 10C plus B? Nu trebuie. Înseamnă CB. CB? CB. Deci înseamnă 8. Da. A egal cu 8, A egal cu CB. CB. Parat. Înseamnă că 8 ani la urmă de două cifre, deci a poate să fie 2, 3... Otorean, deci da? Da, da, da. Deci asta înseamnă că A trebuie să fie egal cu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 și 9. Asta-i. Asta-i. Deci de aici, din asta rezultă că A
este egal, aparține mulțimii valurilor 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. De ce nu ar lua și 1? Pentru că un rotare la o singură cifre. De două am reprezut. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 și 9. Și gata problema. Dând lua valorile acelea, găsim pe ce și pe. Și atunci avem ABC-ul. Nu mai numele și da. Și mai ales decât 4. A, B și C aparțin lui M. Să găsim cine, cine sunt acei trei numere. A, B și C naturale. Și C este numele naturale. Cele trei numere naturale. Dacă 2 la A minus 3. Dacă 2 la A minus 3. Plus 3 la B minus 2. 3 la B minus 2. Plus 5 la C minus 1. Egal 3 și 3. 3 minus 1 egal 3 și 3. 3 și 3. La revedere, profesor. La revedere și la urmă. La deci, 2 la A minus 3 plus 3 la B minus 2 plus C la C minus 1 se facă 33. Cum reacționăm în fața excepțiile astea? Ce să-i facem? Ce înseamnă 2 la A minus 3? Așa să vedem. Hai să începem așa. De la cel cu puterea cea mai mare. Cât ar trebui să se ducă C minus 1 ca să nu cumva să-l depășească pe 33? 2. C minus 1? 2. Hai, hai. C minus 1 ar putea să fie 0. 0, 1 pentru și 5 la 0 face 1. A, dar ați spus care este cea mai mare ca să nu îl depășească. Bun. Cât? 2. 2, da? Adică C minus 1 se fie... 0, 0, 1 poate să fie și 3. 3? 5 la 3? Nu. Ce poate să fie? 3, 3 minus 1, 2. Da, dar domnul m-a întrebat ce minus 1. C minus 1, cât se poate duce de mult? Până la 2. Adică, cu alte cuvinte, C-ul începe de la 1 până la 3, nu? Ce minus 1 este egal cu 1, 2 și 3. C-ul este 1, 2 și 3. Deci, din observația asta, deci 5 la puterea C minus 1 mai mic decât 33, 5 la C minus 1 mai mic decât 33, echivalent. Cu a spune că C minus 1 trebuie să fie mai mic decât 2. Mai mic egal decât 2. De parcă aș spune că C mai mic egal decât 3. Adică C-ul aparține mulțimii valorilor 1, 2 și 3. Da? 1, 2 și 3. Și mergem pentru cazul 1. Cazul 1. C-ul egal cu 1. Atunci se întâmplă. Egalitatea asta devine 2 la A minus 3 plus 3 la B minus 2 plus C la 0 plus C la 0, adică plus 1. Nu am putea spune e egal cu 32, da? 32. Când are loc egalitatea asta? Cât să fie A-ul, B-ul ca să fie o treabă bună aici? Poate, de exemplu, să fie... Stați, acolo să fie... Să încercăm să controlăm după baza cea mai mare. Da. După 3. 3 la cât a să nu depășească pe 32? E clar că... 3 la 2. 3 la 3? 3 la 3 atâta. 3 la 3 21. 3 la 3, 27. Am făcut ceva de prostie. Da, 27. 3 la 3, 5, adică că poate să fie 0, 1, 2, 3, 10, 2. 4. Nu, nu, de la 2 încolo. Că B minus 2. A, 2, 4, 5. 3, 4, 5. 5. Și 5. Da. Deci de aici, deci cum 3 la B minus 2 trebuie să fie mai mic decât 32, înseamnă că B aparține mulțimii valorilor, cât ați spus voi mai trebuie, 2, 3, 4 și 5. Da?
Și mergem acum cu B egal cu 2. Pentru B egal cu 2, devine 2 la puterea A, 2 la puterea minus 3. Minus 3 să fie egal cu, nu, plus 1. Scădeți asta, dar e egal cu 31. 31, imposibil. Deci, B e egal cu 3 acum. Să vedem ce se întâmplă. 2 la A minus 3 plus... 2 la A minus 3 plus 3, 3 sau egal deodată cu 32 minus 3, 29. Imposibil. B egal cu 4 înseamnă 2 la A minus 3 egal cu 33 minus 9, 32 minus 9 face 22. Imposibil. 32 minus 9, 23. 23, da? Da, tot imposibil. Așa, B egal cu 5 înseamnă 2 la puterea A minus 3 se face egal cu 32 minus 27, da? Da? 32 minus 27, 5. 5. Imposibil. Deci, ce egal cu 1? Cred că ce egal cu 1 să fie număr mare. Nu-i bun. Vedem cu ce, cazul 2, ce egal cu 2. Și atunci ce rezultă? Ce egal cu 2? Vine 2 la A minus 3. Plus 3 la B minus 2 este egal cu 28. Și acum zicem. Poate să fie tot același. Trebuie să mă gândesc că 3 la B minus 2. Poate să fie tot așa. 2, 3, 4 și 5. Da, 32, 27. Merge? Da. Și atunci înseamnă din nou B. Și analizez așa. Aparține 2, 3, 4 și 5. Dar B egal cu 2. Și așa analizez teoria continuă. Și la cât mai am de parcurs? 1, 2 și 3 mai avem. 1, 2 și 3. Și în cazul 3, cu ce e cazul 3? Da. Și analizăm iarăși, da. Merge foarte bine. Da. Asta înseamnă să luați lecții. Eu, vedeți, nu m-am dus după baza cea mai mică. Nu după 2 la că nu. Cu cea mai mult. Cu cea mai mult. Mă duc după baza cea mai mare, că am o restricție mai mică a lui C. Sau un interval mai mic a lui C. C fiind valorul 2, 3, 1, 2 și 3. Asta a fost. Și, da, și B la fel, mă duc înapoi, cobor ușor, ușor și reușesc să mă duc la ghișitul respectiv. Așa încât, trebuie să vă spun că la astfel de ghișiții trebuie astfel analizat, nu? Fiecare prilej care îl avem, îl folosim pentru a vă atrage atenția că la matematică nu am rețete. Exact. Deci nu sunt modele. Exact. Fugim de modele, traducem, nu aveam ce face, mă duc în baza 10, văd ce se așează, cum se așează condiția aceea, aia cum o interpretez. În final, tot miezul problemei a fost ca 8A să fie, îl văd CB. Da? 8A e ca CB. Tot în toate chestii. Așa, dar la revedere. La revedere, nu, la revedere. La revedere.